chemă la cutia cu minciuni. De această dată invitatul meu este prietenul Mihai Dedu. La mulți ani, Mihai, ai 50 de ani de curând. Ce ai făcut? Tot anul o ții la fel? Tot anul, băi, da, să nu uităm că e o zi importantă. Adică, foarte. De fapt, e un an important. Odată faci 50 de ani. Mă inviți la 100. Perfect. Ai tăi. Cutia cu minciuni, în felul următor. Avem 9 cutii. Pe rând vom alege câte o cutie și vom vedea cât de talentat ești ca actor. Pentru că va trebui să răspunzi la tot felul de întrebări sau eu să răspund la tot felul de întrebări. Poți să spui adevărul sau poți să mă minți. Ideea e că la final, unul dintre noi va câștiga. Cel care va, dacă tu vei spune, nu știu, eu te voi întreba tot felul de lucruri și tu vei spune, da, ai dreptate. Și eu zic că ai mințit. Și de fapt tu aveai dreptate, ai câștigat. Înțelege, da? Da. Am fost foarte clar. Limpede. Cristal. Ideea e că la finalul, cine obține două puncte, sau de fapt cine obține două puncte, a câștigat. Și va fi și o pedeapsă. Deci două din trei, ceva de genul. Două din trei. Uh-huh. Deci cine ajunge primul la două puncte, a câștigat. Deci eu, practic, noi jucăm tenis de masă, pentru că, uite, exact. Și masa ridicată. Și avem un fileu între noi. Ideea e că la finalul acestei probe, unul dintre noi va fi pedepsit și va trebui să mănânce... Ce? Ia uite aici. Un kilogram de lămâi. Am fost băiat bun. Eu, mulțumesc, eu pot să pierd. De acum. Putem să schimbăm, vă rog frumos, și să punem... Nu, ce să punem? Pun altceva. Râme. Nu. Da, stai că schimbam zeamă de varză. Zeamă de varză, foarte bună, cu apă minerală, șpriț. Lasă acolo. Nu cu apă. Lasă acolo. Un kilogram de lămâi, da? Auzi, nu ești... Nu, că tu tot îți ziceai fi... mie că mănânci, domne, lămâi, nu că n-ai nicio problemă. Numai ei schimbă regulile. Perfect. Regula e în felul următor, pentru că ești invitat, te las să alegi prima cutie. Gata? Da. Șapte, trei, stați așa, șapte și cu trei, 10 și cu 12. Da, cutia 12 să-i. Gata. Șapte. Nu? Invers, ca să poți să... Ai, are și... Aoleu. Nu invers, adică să o deschizi spre tine. Păi e corect. Păi cade, măi, oameni buni! E greu? Păi e greu! Hai să vedem. Și acum trebuie să iei eu ăsta. Da. Oh. Doamne! E din plastic? E... E din plastic? E din plastic. E plastic. E din mai multe bucăți? E din mai multe bucăți. E o jucărie? Da, e o jucărie. Vai, dar ce jucărie! Tu ai mai avut așa ceva? Dacă am mai avut așa ceva? Da. Am avut. Se joacă copiii de obicei în ziua de azi cu așa ceva? Că ai zis că e o jucărie, e plastic? În ziua de astăzi nu prea se mai joacă. În ziua de astăzi nu prea se mai joacă. Trebuie să-mi spui ce e, da? Iar eu îmi voi da, eu îți voi spune dacă m-ai mințit sau mi-ai spus adevărul. Ok. Ceva în care pui... eu știu ce să zic eu așa... din care iese și lapte, iese și apă... pui și cafea, pui și iaurt. Păi, dar nu știu, descrie tu cum e, adică dacă e serios acum, ce e? Că și eu spun dacă m-ai mințit sau mi-a spus adevărul. Are și coadă toartă, are cap, urechi, nas, gât, ochi. Păi și deci ce e? O canovac. O? Canovac. O ce? Canovac. 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 Acum, desparte tu. Eu cred că mi-ai spus adevărul, chiar cred că aia e. Poftă bun! Păi e adevărat. Juriu, am câștigat? Da! Bă! Ba da, am câștigat. Da. Am un punct, ce să-ți fac? Da. Am câștigat. Haide să vedem. Și nu punem la loc? Punem chiar la loc? Nu voiam să mănânc lămâi, chiar nu. A, ce număr să iau de la 1 la... 9, 6, 3. Numărul 9.
Se vede, da? Da! Punem cutia, o deschidem. Interesant. Wow. Super. Pot să mă întreb ce e aici și o să-ți spun dacă îți dau indicii și la final mă întreb ce e, eu îți explic ce e și dacă e. Să fiu cinstit, nu prea te-aș întreba ce e acolo. Îmi zic, ce e acolo? Sunt trei chestii. Așa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Așa. Zi. 1. Păi mai întreabă, vrei să spun din ce? 3 chestii. Plastic, fier. Plastic. Lemn. Mai zi. Plastic, lemn. Fier. Toate 3. Și mai e încă una. Deci e colac de salvare. Nu. Nu e colac de salvare. E și ceramică. E și ceramică? Da. Ceramică? E un pic mai mare, așa. Chiar foarte mare nu, cred. Că ai ridicat-o ușor. Tu mai ești la dietă? Da. Ok. Ce legătură are? Întrebam așa. De lămâi. Zi. Da, zi, se apropie. Hai că-ți mai dau indicii. La ce folosește? La ce ai găsit-o acolo? Eu știu. Unul e două obiecte de decor. Unul poți să-l folosești și în bucătărie. Chestii de genul ăsta. În bucătărie la ce? Să te ajute când gătești. Îl bagi în farfurie, în oală sau în cratez? Poți să-l bagi și în oală, poți să fie și farfurie. În orice? Da. Plastic? Nu, lemn. Lemn. Și plasticul? Și plasticul decor. Decor. Și ceramica decor. Ceramica decor. Deci, ce e? Vrei să spun ce e? Ți-am zis, sunt trei obiecte, e un fund de lemn, un pește de plastic, alb, și o pisică din ceramică. Doamne frumoase! Ai zis adevărul sau am mințit? Ai mințit. Bă, eu sunt un tip corect. Ia! Domnul Nedu, felicitări. Bravo. 2-0! Câștigător din nou la puncte! Bă, acum să vă spun sincer, l-am lăsat. Da, tocmai de asta. Stai puțin, că vreau să-ți aduc lămâile, pentru că ai 2 minute la dispoziție să le mănânci. Putem. Păi e pe bune. E o minciună. Nu, e pe bune. Totul e pe bune la măruță. Mi-a căzut și microfonul. Stai așa, că nu e grav. Cum să mănânci așa ceva? Serios, e un kilogram. Hai. Asta a fost înțelegerea, asta a fost regulă. Hai. Stați puțin. Hai, nu e chiar așa. Hai. Alo. Pe dans? Ha! Vreau, vă rog frumos, o furculiță. Sacre. Nu? Nici o treabă? Spune adevărul sau minte? Spune adevărul. Te minți, sunt groaznice. Nu pot să cred. Pe bune? Atunci, poftă mare. Trebuie să le termin. Pe bune, chiar trebuie să le termin. Cum să termin așa? Băi, pariu e pariu și noi suntem corecți aici. Hai, mi, hai. Vreau cu puțin sos. N-am mâncat în viața mea lămâi cu furculița, dar... Hai, Mihai! Hai! Hai că vrem și noi să ajungem acasă, hai că poți! Bravo! Am câștigat. Și eu dacă pierdeam, mâncam 1 kilogram de lămâi. Mihai Dedu, campion! Dar știi care e chestia? Acum apără nicio chestie. Dani, poți să filmezi puțin să vezi cum l-au trecut apele? Da. Adică nu e ușor, tată. No. Nu. M-a pus să mănânc un pom de lămâi. Cred că doi. Două. Un kilogram a fost. Două pomi, da. Un kilogram a fost. Mai să știi ceva. Eu nu mai răcesc anul ăsta. Tu da. Mulțumim mult, Mihai Dedu! Oameni buni, ia să vedem cine va fi următoarea victimă! Sau poate o să fiu chiar eu, cine știe? Să dea Dumnezeu! Imediat vom vedea cine va fi la următoarea rubrică. Alo? Cutia cu minciuni. Până atunci, v-am pupat! Pa, v-am pupat!